Bine v-am găsit din nou la această scurtă prezentare. Vreau să vă prezint ce mi-am cumpărat. Aceste de figurine, scară 1/87 de pe AliExpress. Am stat destul de mult pentru ele să vină, dar au fost destul de ieftine. Cu tot cu transport, 60 de figurine, 30 de lei. Deci cam 50 de bani de figurină. Bun, hai să vedem cum se prezintă ele. Sunt destul de ok pentru ce am eu nevoie și anume... Iată două la fel, aproape la fel, se lipesc în interiorul vagoanelor de pasageri. Sunt ok, nu sunt chiar așa cum așteptam, sunt mai de calitate, ceea ce privește vopseaua. Sunt cam mari pentru vagoane, de fapt scaunele la vagoane sunt mici. Pot fi puse și ca element de decor, dacă nu sunteți prea pretențioși. Iată aici, ce bine stă pe bancă. Bun. V-am spus, am luat de pe AliExpress. Se pot găsi foarte multe lucruri utile pasionaților de trenulețe, 1/87. Iată, acesta are și baston. Astfel de elemente de decor, omuleți, pomi, alte elemente, cum ar fi și case, și poduri, stâlpi, de catenar, poduri de cale ferată, v-am spus, și componente de vagoane și de locomotive, piese de schimb, osi, boghiuri, pantografe și chiar sunt firme care își vând vagoanele întregi pe AliExpress. Inclusiv trebuie să găsiți componente electronice și chiar și decodoare. Bun, și acum v-am spus, acestea l-am luat pentru a decora vagoanele pe interior. Dacă vreți, în schimb, să decorați sau să puneți pe dioramă, vă recomand aceste figurine produse de Knox sau de Pricer, care sunt producători mai cunoscuți și acestea sunt mai detaliate. În schimb, sunt și mult mai scumpe. Un astfel de set poate costa și 60 de lei, pe când eu am dat 30 de lei pe 60 de figurine. Faceți dumneavoastră calculul cât costă. Sper că v-au plăcut aceste figurine. Și vă aștept la următoarea prezentare.